Cel mai probabil cu toții ați experimentat asta, ai visat ceva în timpul nopții care te-a afectat tot restul zilei. Știi că a fost ceva semnificativ, însă nu e sigur de ce. În timp ce interpretarea visurilor este o problemă neînțeleasă, sunt unele lucruri despre care visăm și mulți analiști ai viselor au fost de acord că au aceeași semnificație. A spune ce înseamnă visele este cu certitudine o pseudoștiință, dar mulți oameni împart aceleași teorii. Unii dintre voi poate veți spune că nu ați visat niciodată, dar este foarte posibil să fi făcut acest lucru, doar că nu îți amintești de el. Totuși, dacă îți poți aminti visele, iată câteva pe care nu ar trebui să le ignori. Visul în care îți cad dinții. Mulți oameni l-au avut. În vis, poate că mănânci cu familia și brusc simți ceva ciudat în gură. Îți duci mâna la gură și îți cade un dinte. Ești șocat, dar mai verifici odată, însă pe măsură ce faci asta, dinții îți cad unul câte unul. Este o situație panicantă care te-ar putea trezi chiar și din somn. Ce înseamnă acest vis? Ei bine, doar simplul gând că îți poți pierde până și un dinte provoacă foarte mult stres în general. Până la urmă, dinții sunt un colac de salvare în viața de zi cu zi, cu ajutorul lor mestecăm alimentele și supraviețuim. Poate nu ai fi surprins să auzi că acest vis poate semnifica o pierdere a puterii în viața ta. De obicei, denotă un fel de anxietate în viața de zi cu zi care poate fi un rezultat al faptului că nu știi ce să faci, fie într-o relație de cuplu sau la serviciu. Te simți nesigur, instabil și lipsit de puteri. Nu ar trebui să ignori acest vis, deci atunci când te trezești, gândește-te bine la ce ar putea crea această stare de anxietate în realitate și cum ai putea să treci peste. Deloc surprinzător, în cartea sa Interpretarea viselor, Sigmund Freud a făcut legătura acestui vis cu problemele sexuale. El a spus că acesta poate fi rezultatul fricii, cel puțin în cazul bărbaților, că își pot pierde partenera de cuplu. Asta sau poate că reprezintă pedepsa faptului că muncești până noaptea târziu și nu știi cum să ieși din această situație. Bărbații par să aibă acest vis mai des decât femeile și alți analiști ai viselor spun că într-adevăr poate fi legat de pierderea a ceva sau a cuiva important. Indiferent de caz, cel mai probabil înseamnă că ești anxios cu privire la ceva. Visul în care ești dezbrăcat în public. Cred că mulți dintre voi l-ați avut și pe acesta. Am analizat câteva exemple, iar acest vis decurge astfel. Te afli într-un loc public, să spunem o sală de lectură sau o cafenea, nimic nu pare în neregulă, doar stai de vorbă cu prietenii tăi și apoi brusc te ridici și realizezi că nu ai haine pe tine deloc. Oamenii din jurul tău observă, desigur. Chiar și în vis, rușinea te deprimă, nu este deloc cel mai grozav sentiment din lume. Dar ce semnificație are? Ei bine, poate fi legat de sentimentul că nu vrei să fii demascat. Poate că te prefaci în unele momente ale vieții tale și în subconștientul tău știi asta. Sau poate simți că nu ești bun la ceva și cineva o să afle acel lucru mai devreme sau mai târziu. Într-o poveste de pe site-ul Huffington Post, unde este prezentat acest tip de vis, autorul articolului spune că analiștii nu sunt siguri pe deplin de semnificația sa, dar cine poate fi precis atunci când vine vorba despre un vis pe care îl au milioane de oameni? În același timp, autorul susține că majoritatea psihologilor spun că acest vis este conectat la frica de a fi rușinat sau descoperit cu ceva ce ascunzi față de ceilalți în viața reală și astfel rezultă jena față de tine. Nu are legătură cu dorința de a te arăta altfel în fața prietenilor. Visul în care zbori. Sunt diferite tipuri de zbor în timpul viselor. Unul nu este prea plăcut și celălalt se simte destul de bine. Unii oameni nu pot să-și controleze zborul, deci pot pur și simplu să meargă pe stradă în vis și să înceapă să plutească fără motiv. Nu pot opri acest lucru și apoi încep să zboare fără nicio direcție, lovindu-se de lucrurile din jur, de la copaci la semne de circulație. Aceste vise pot fi legate de sentimentul că nu te simți în control în viața reală, ca și cum ai fi aproape să atingi un obiectiv, dar nu poți duce la capăt asta. Poate că tocmai ai primit mai multe responsabilități la locul de muncă și ai devenit anxios.
Acesta este cu siguranță visul pe care nu ar trebui să îl ignori și când te trezești ar trebui să te gândești la ce te supără. Acum vorbim despre visele în care zborul este plăcut, sentimentul de euforie când aluneci printre nori. Ești cu mult peste lucrurile experimentate în timpul unui vis în care nu poți controla zborul. Te simți liber și plin de fericire. Ai control total asupra împrejurimilor, zbori și în realitate, numai că în sens metaforic. Poate te gândești că nu ar trebui să te îngrijoreze aceste vise, însă ar trebui. Apreciază lucrurile pe care le ai și fă o listă cu toate, nu profita de pe urma timpului binecuvântat din viața ta. Fii recunoscător și muncește în continuare pentru a menține lucrurile stabile. Visul în care ești urmărit. Știați că în medie, dacă trăim până la o vârstă mai înaintată, am putea petrece până la 6 ani visând de-a lungul vieții? În timp ce mulți oameni nu își amintesc aproape nici unul, sunt unii care spun că își amintesc un vis sau două în fiecare noapte. Persoanele care visează mult și își amintesc vor spune de cele mai multe ori că au fost urmăriți în timpul visului. Este cu adevărat un somn de coșmar, unul demn de filmele horror. Încerci să fugi, dar picioarele tale nu te ascultă. Urci scări care se transformă în bezele moi. Ce semnifică fuga în timpul somnului? Nu vei fi surprins să auzi că, din nou, aceste vise sunt legate de problemele de anxietate. Ele au rol de absorbant care diminuează anxietatea din viața de zi cu zi, deci ar trebui să fim recunoscători oarecum că avem aceste vise care ne ajută să trecem mai ușor peste o zi stresantă. Poate că nu înseamnă că o bandă răufamată te urmărește, dar poate însemna că vrei să fugi de fricile tale. Acestea pot fi reprezentate de un examen la școală sau o căsătorie pe care nu ești sigur că o vrei. Într-un interviu separat acordat site-ului Huffington Post, un analist de vise a spus că este foarte posibil ca acestea să fie legate de încercarea de a evita ceva, dar el a spus că ceea ce contează mai mult este lucrul de care încerci să fugi în vis. Poate o persoană pe care o cunoști, un străin, un animal sau o entitate necunoscută. Trebuie să-l identifici pe urmăritorul din vis, apoi să vezi ce legătură are cu viața ta reală și apoi încearcă să te gândești ce încerci să eviți. Dacă nu rezolvi această problemă, probabil vei petrece mai multe nopți fugind în timpul visului. Din nou, nu trebuie să vezi asta ca pe un lucru negativ. Gândește ca și cum ai încerca să-ți rezolvi problemele numai că în timpul somnului. Acceptă acest lucru. Visul în care cazi. Da, acesta este un alt vis cu care mulți dintre voi v-ați confruntat. Acest vis se termină de cele mai multe ori atunci când cazi din pat, te lovești puternic de podea, te trezești cu inima sărindu-ți din piept și nu te simți în apele tale. Doctorul care a scris cartea numită Dicționarul tuturor legilor de atracție din timpul viselor a spus în timpul unui interviu că acest vis poate însemna că ceva din viața reală se năruie într-un ritm alarmant. Acest ceva poate fi legat de serviciu, școală, o relație sau orice altceva ce poate scăpa brusc de sub control. Acel doctor a spus că problemele legate de bani sunt un motiv principal pentru care oamenii pot experimenta acest vis în care cad. Poate simți în adâncul tău că economiile tale se duc de râpă. Totuși, acest motiv este valabil doar în unele societăți. De exemplu, pentru un fermier care trăiește din terenul pe care îl muncește, îngrijorarea poate fi reprezentată de o recoltă slabă. Toată lumea urăște acest vis pentru că, la urma urmelor, cine vrea să viseze că va cădea? Doctorul respectiv a oferit unele sfaturi despre cum ai putea să previi aceste vise. Ea a spus, petrece câteva minute înainte de culcare cu intenția de a experimenta acea senzație din nou în starea dintre vis și realitate. Visul întrerupătorului. Poți aprinde lumina cu ușurință în timpul unui vis sau continui să apeși întrerupătorul și nu se întâmplă nimic. Dacă poți aprinde, înseamnă că ai control asupra vieții tale și probabil înseamnă că știi foarte bine ce se întâmplă în jurul tău. Te simți creativ, în cea mai bună formă, opusul situației cunoscute sub numele de blocajul scriitorului. Ai o viziune limpede în viața reală și un sentiment de claritate în general, dar uitându-ne pe forumurile din mediul online, am văzut oameni care experimentează opusul acestui vis și apasă pe întrerupător, însă nu se întâmplă nimic.
lumina pur și simplu nu se aprinde. O persoană a spus astfel: încerc să aprind lumina și nu funcționează. Uneori încerc mai multe lumini din casă și nu funcționează niciuna. Este foarte enervant, dar de asemenea îmi reamintește că mă aflu probabil într-un vis, unul lucid. Acest vis ar putea însemna opusul celuilalt, adică ai mai puțină claritate în viața ta. Nu ești la fel de conștient de lucrurile ce se petrec în jurul tău. Ești în întuneric și nu ai o perspectivă bună asupra vieții. Visul examenului temut. Un alt vis comun este atunci când ai un examen, însă nu are întotdeauna legătură cu școala. De multe ori, cel care visează se prezintă la examen și apoi realizează că este total nepregătit. Nu poate răspunde nici măcar unei întrebări simple. Stiloul nu funcționează și timpul pare că se scurge de 10 ori mai repede. Acest lucru înseamnă că nu ești pregătit de ceva în viața de zi cu zi și, într-adevăr, pentru elevi poate semnifica într-adevăr un examen de temut. Un om care a scris cartea Semnificația ascunsă a viselor a spus: examinările sunt experiențe stresante în care ești nevoit să te confrunți cu lipsa cunoștințelor. Să visezi că nu treci un examen, că întârzii la unul sau că nu ai învățat la timp arată că ești nepregătit pentru provocările din viața reală. Visul în care înșeli. Nu te gândi la trișarea în timpul unui examen, noi ne referim la a înșela un partener, ceea ce înseamnă un act de infidelitate. Pentru unii, această persoană cu care înșală nici măcar nu este cineva cunoscut sau care te interesează în mod special. Deci, de ce înșelăm fără niciun motiv? Autorul cărții Dicționarul Ghidului Complet din timpul viselor a spus că motivul este unul simplu. Dacă tu sau partenerul tău ai înșelat în vis, unul dintre voi nu primește ce are nevoie din partea relației în momentul actual. Un alt analist a spus că ar putea să nu aibă nicio legătură cu relația, dar înseamnă că ai înșelat în alte moduri, de exemplu, poate că ai mințit în legătură cu ceva anume și ai un sentiment de vină în adâncul conștiinței. Dacă partenerul tău înșală în vis, poate că ești suspicios că ea sau el face acest lucru în viața reală, sau poate crezi că nu este sincer sau sinceră cu ceva anume. Acum, trecând mai departe la coșmarurile din timpul viselor, unii experți au scris despre cum să le combați. Poate că nu îți poți rezolva toate problemele din viața reală, dar poate ajuta dacă analizezi propriile coșmaruri. Nu ignora niciodată aceste vise urâte. Un expert a spus că trebuie să treci prin ele de la început la sfârșit. El a adăugat: când folosești această tehnică, asigură-te că îți notezi în viața reală toate detaliile pe care ți le poți aminti din timpul coșmarului. Când ajungi la sfârșit sau la cea mai înfricoșătoare parte a coșmarului, rescrie-l. Suntem siguri că mulți dintre voi au avut aceste vise și ne-ar plăcea să ne descrieți unul în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!